Grupul de acțiune locală Colinele Recaș a lansat un proiect în valoare de peste 3 milioane de euro, prin care vor fi finanțate 21 de întreprinderi sociale. Fiecare dintre acestea va primi 100 de mii de euro, iar la finalul implementării proiectului vor fi realizate peste 100 de noi locuri de muncă. Proiectul se derulează în cele 4 județe din vestul țării: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Pentru a beneficia de acești bani, doritorii trebuie să îndeplinească și anumite condiții. Afacerile să se deruleze exclusiv în mediul rural din partea de vest a țării, iar angajații să fie selectați din rândul persoanelor defavorizate sau aflate în căutarea unui loc de muncă. Vor fi finanțate maxim 100.000 de euro fiecare întreprindere înființată în mediul rural, ce vor ajuta producătorii și vor ajuta afacerile din regiunea de vest, Timiș, Caraș, Arad, Hunedoara, să poată să se dezvolte și să angajeze 105 oameni. Obligativitatea sau una din condițiile pe care le vom pune vor fi ca acestea să fie obligate să susțină un brand local, să susțină dezvoltarea, așa cum promovăm de câțiva ani aici la Colinele Recaș, unor branduri locale, pentru ca cu toții să putem trăi mai bine, pentru ca brandurile locale, pentru ca produsele locale, pentru ca consumatorul, atunci când plătește din buzunarul propriu pentru un produs, să știe că acei bani se duc și pentru susținerea vecinilor lor, apropiaților lui, astfel încât să putem să ne dezvoltăm, mai ales acum, în pandemie, vedem cât de important este ca vecinilor să le meargă bine, astfel încât să putem crește toți împreună și să susținem economia locală. Proiectul grupului de acțiune locală Colinele Recaș este derulat în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timișoara.